Salut frumoșilor, suntem la un nou vlog. Suntem după o seară de beție, cum a spune, sunt cu fratele meu Nigger, Alex Miu pe felie. Dăm drumul la o nouă poveste, cum se zice la noi aici pe vlog. Bă, ce vreau să vă spun, seara asta a fost blănaos, rău de tot. Fratele meu a fost aici pe felie, tank, cum s-ar spune. Și dăm drumul la povestea din Grecia, partea întâi. Frumoșilor, până la, nu știu, cred că aveam 15 ani. Cred că clas, dacă nu chiar mai, nu mai puțin de 15 ani, că nu aveam buletin, aveam vreo 13 ani. Am fost în Grecia cu clasa. Da, mă, ce să vedeți. După vreo 2 zile de Grecia, observ acolo un locușor, știți? Știți un locușor unde mai vedeam 1, 2, 3 pescari, știi? Eu cum sunt fan pește, am zis gata, clar, mă duc și eu la pește, știi? Bă, mă duc în oraș, am fost în Corfu. Țin să vă precizez, am fost în Corfu. Mă duc acolo în orașel, îmi cumpăr eu o undiță, și mie chiar dau, nu știu, 10-15 euro, ceva de genul pe aia. În fine, mă duc pe lac acolo, japă îmi asamblez undița și mă duc să dau la pește. În timp ce mă duc să dau la pește, chiar m-am pus acolo pe niște bolovani, să spun așa, și am stat. Bă, frate, am stat o oră, am stat două ore, am stat trei ore, am stat patru ore, să moară familia mea, mă bătea soarele în cap, eram nemâncat, nebăut, eram de toate, știi? După ce au trecut astea vreo patru ore, am zis, bă, trebuie să-mi schimb poziția, clar. Sigur, nu mi-a găsit poziția care trebuie, în fine. Când mă duc să-mi schimb poziția peste lac, mă pun peste niște, să zic așa, niște pietroaie cu un stufăriș. În fine, arunc undița în apă, dar să vă spun că în timp ce am stat 4 ore în soare, bă, măcar uite așa să facă plutea, n-a făcut să mă bat pe mama, dacă vă mint ce aveți. Mă duc să schimb poziția, arunc pluta în apă, mă pun acolo în stufărișul ăla. Bă, fraților, deci să moară fratele meu de vămint. Fix cum m-am pus eu pe lângă stufărișul ăla și l-am mișcat, să moară viața mea dacă vămint. Uite așa, dita mai șobolanul a sărit pe pluta mea. Deci mă jur, dacă prindeam șobolanul ăla, hrăneam tot hotelul, mă, să moară ce am pe casă. Băi, când se-mi sară șobolanul ăla pe plută, înțelegeți voi, când am văzut dita mai matahala atât, am zis să moară, vără meu, gata, ai, e sfârșitul meu, mă mănâncă ăsta și pe mine, și pe undiță, și pe pei, și pe drecu să mă ia. În fine, am zis, gata, clar, de stat pe lângă boschez nu e ce trebuie, mă mut sub pod, stăteam sub pod ca ultimul handicapat, vă dați seama, că era și un mic poduț acolo, am zis, bă, stau măcar la umbră. Poftim? E cam întuneric. Da. În fine, după ce trece faza cu podul, mai stau acolo vreo 4 ore, deja s-a dus o zi întreagă. Eram atât de trist încât nici nu știam ce să fac cu viața mea. Deci eram foarte supărat. În fine, când să-mi strâng eu undița, un pescar de pe altă parte a bălții, știi, flutura așa cu pești. Eu știam engleză, hello, hello, și atât, tot îmi făcea semne, că pești, că pești, și ziceam, ui, 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 ui. În fine, vine omul acolo lângă mine, îmi zice, give me my fish, pula mea, sau cum se zice în engleză ce mi-a zis el acolo, și mi-a atins peștii lui. Că a zis să moară, frate meu, Dumnezeu există, mi-a umplut de saga cu hrană, mănânc și ziua de astăzi. Iau peștii lui ăsta. Mă duc la hotel și când mă văd acolo profesoarele, mamă, miule, că ăștia sunt peștii prinși de tine. Dar cum să nu, doamna? Deci m-am dus acolo pe lac, am aruncat undița și apa a tras primul pește. Iar arunc undița, iar îl trag și pe alt. Dar după aia m-am plictisit și am zis că mă o să mănânc o înghețată. 5 minute asta pe toți am prins, mă, ce aveți? Regele pescar hoinar, rege, sunt pe deal, ce aveți, mă, nebunilor? Eram acolo. Mamă, ce le spuneam lora la învățătoare, eram șef, mă, pe baltă, m-am fost 5 minute, m-am aruncat, am luat 10 kg de pește, m-am retras la hotel, mă, că nu mai aveam ce să fac. În fine, gata, când au auzit profesoarele că se prinde pește, gata, următoarea zi facem toți excursie la pește. Este așa. O secundă, mă scuză. Bine, încă nu. Încă n-am ajuns. Da. McDrive. Exact, suntem la McDrive. Da.
au auzit româncele mele că să prind pește, gata, fac și ele excursie. În fine, m-am dus în cameră și au venit băieții mei, bă, miule, dar cum i-ai prins, vine și nouă să facem un pește, să prindem, să alea, să fim șmecheri. După ce le-am spus, bă, fiți atenți, vă duceți, vă luați undiță de noră și pe aia vă duceți la pește, dar trebuie să aveți și voi momeală de-aia șmecherită, să dă-lea, știi? Și vă dați oameni, vă dați seama, oamenii mei erau lemne, bă, pescuit. Și ce mă gândesc, bă, dacă tot n-a fost zi de pescuit pentru mine, poate prin vreo harneală, de-aia să fac vreo combinație. Și zic că era unul mai tălâmb așa de felul lui, nu vreau să-l numesc altfel. Și zic, bă, fii atent, frățioare, eu am dat 50 de euro pe undița asta, înțelegi tu, dar să o dau ție pe 40, că am desfăcut-o, mie mi-e greu să o iau cu mine în țară, eu mai am multe pe acasă, eu am luat-o decât așa, ai, pierd-o 10 euro, dar ce sunt 10 euro, ai tu, ce dracu. În fine, îmi dă omul 40 de euro pe undiță, de unde? Eu dădusem 10 euro, băi, să mă bată, ce aveți? Îi dau undița lui ăsta a doua zi, să trezesc oamenii mei la 6 dimineața, să duc toți cumpără undițe, nu știu ce. Și îmi făcea profesoara, hai Alexandru și tu să ne arăți cum să pescuiește, cum să montează. Eu ziceam, nu știu, doamne, eu am fost ieri, sunt plictisit, sunt obosit, der, nu mai vin, vă dați seama, eram chiar prost să mai mă duc chiar, ce aveți, nebunilor. O secundă, vă rog frumos, o secundă. Să română! Bună dimineața, bine ați venit! Să română, ce mai faceți? Bine. Toate bune, sănătoase? Da, da. Vrem și noi 4 oferte cu mec cu ișor, 2 cu suc, 2 cu cartofi. Băi, eu nu vreau, eu vreau amândouă cu cartofi. Doamnă, să dați 3 cu cartofi și una cu suc. Ce suc vă pun? Nu știu, întrebați-l pe ăsta. Cola, la toate. Da. Atât. Aveți cont de YouTube, doamnă? 22 de lei. Perfect, aveți cont de YouTube? Poftiți? Aveți cont de YouTube? Nu. A, păcat, îmi dădea și mie subscribe, acum făceam vlog, apăreți în vlog, vă supărați pe mine? Nu m-am supărat. Mulțumesc, sărut mâinile, ajungem la fereastră să plătim și vorbim mai multe, sărut mâinile. Da, da. Da, mă, băieți. Și eram acolo, mă uitam la băieții mei cum pescuiesc. Eu, vă dați seama, mă duc în mare să mă distrez, am pierdut deja o zi, pierdusem o zi, ziua precedentă, pierdusem. Mă uitam la aia, stau o oră, băieții, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore, bă, timp de 6 ore la niciunul nu s-a mișcat, la niciunul nu s-a mișcat pluta, adică singurul lucru, când mai bătea puțin vântul, veneau minivaluri de ele. Și făceam, mamă, mișcă, erau fericiți așa, că poate trage, dar Gioco di Mano, de unde să tragă? Ce să tragă? Trage moluște la ei, știi? În fine, după ce stau oamenii mei 10 ore pe lac, vine aia, profesoara la mine și îmi zice, bă, Alexandru, zine și nouă cum ai făcut tu, dar ai luat pește aia mulți. Păi, nu știu, doamnă, nu pot să vă spun secretele mele de pescar profesional, ce aveți, că nu se poate, adevărat, o să moară să înțepenească. Hai mă, Alexandru, spune-ne și nouă. Nu știu, doamnă, dacă îmi plătiți 2 zile la restaurant, eu vă spun secretele mele, pescuiți toți, e frumos. Gata, Alexandru. Îți dau eu 2 seri la restaurant, dar numai să ne spui cum ai făcut, dar ai prins pește. Am bătut palma cu profesoara și spun, știți, doamnă, fiți atentă. Vă uitați pe mal, la bot. O să pun vlogul ăsta fix cum e el. Nu o să editez absolut nimic. Vă uitați pe acolo, care e pescar profesional? Profesionist. Da, sunt la 8-a bere. Vă uitați care e pescar acolo. Hai că salut, respect. Vă uitați care e pescar pe acolo, are pește și vă faceți că sunteți mir... Ulu, eu sunt bea, dar tu ce scuze ai? Să română! Îmi dați și mie subscribe pe YouTube, vă rog frumos? Să mor, uitați, am camera aici, fac vlog eu, serios, uitați, îmi permiteți? Uitați, suntem la Mac Drive. Da, doamnă, să mor eu, am 100.000 de subscriberi pe YouTube, sunt influencer. Să mor eu, îmi dați subscribe, vă rog frumos, se numește canalul meu Viața cu Miu. Și acum îmi spun povestea mea. Mulțumim, vă mulțumim frumos. Mulțumim, un serviciu ușor, sunt influencer.
Da, mă, băieții mei. Și după aia când îi spun la profesoara, da, știți, doamnă, că până la urmă, ăștia, eu i-am luat de la 1. Duceți-vă și dumneavoastră la 1 care a prins, faceți față de prost, cum am făcut și eu, și vă dă pe și moca. Păi stai, nu ai prins tu? Păi, doamnă, pescarul mi-a dat, eu i-am prins, adică nu i-am ridicat chiar eu dân la, dar teoretic i-am prins. Mamă, când au zis asta să mă alerge pe acolo, că i-am ținut pe aia 10 ore în soare. Și am zis, băi, ce mă, sunt singurul prost care am stat 10 ore în soare, adică despre ce vorbim. Da, și asta e prima parte din Grecia. O să vă spun partea, pe lângă că într-o zi s-a îmbătat un amic acolo și l-am provocat că n-are tupeu să sară cu bicicleta în piscină. Ghicișe, pentru o ciorbă a sări cu bicicleta în piscină. Era să spargă capul acolo în piscină. Ți-aș pune numele, dar totuși nu-l spun, că ești fratele meu, te respect. Dar am făcut o grămadă, dar ce să vă spun. Am nimerit cu niște țărănoi în hotelul ăla, nu știau diferența dintre fistic și semințe. Ce să te aștepți, moldoveni proști? Adică, bine, moldoveni proști, pleonaz. O să-mi iau hate o grămadă. Da, mă, frumoșilor, ce să vă spun. Cred că o să filmez tot acum și vlogul de când am fost prima oară la escorte. Că toți sunt în starea asta de se fini la comedii. Frumoșii mei, v-am pupat. Aveți link-ul meu de la Instagram în descriere, uitați-vă jos în descriere. Instagramul lui îl aveți tot în descriere. E un băiat frumos, își caută și el jumătatea. Bine, că ce dracu, la cât de mult sunt eu, de unde să mai am jumătăți? Că eu sunt un întreg singur. Ce jumătăți să mai încaut? Da, să vedem ce găsim aici la Mac. Dar văd că să moară frate. Mai e femeie vieță. Da, fiți atenți. Dacă știți vrunii, la McDrive a lucrat cea mai frumoasă femeie existentă. McDrive-ul din Pitești, exact. A lucrat cea mai frumoasă femeie existentă. Chiar îmi doresc să o aflu care chiar vreau să-i spun că m-am îndrăgostit de ea și vreau să o cer de nevastă. E cea mai frumoasă femeie posibilă și imposibilă. Deci femeie mai frumoasă ca asta n-am văzut, mă jur. Deci ajutați-mă să găsesc cea mai frumoasă femeie de la Mac. Hai să vedem dacă tovarășa. Bă, dar ce pula mea a comandat asta, mă, să moară familia mea după ce care Opel, după ce care Solență mai ieftină decât ceasul meu. Avem geamurile deschise în sus. Ce, mă? Vrei să ies pe trap? Da, și mor. Ce pula? Dă-mă că dau după Eliu. Să mor. Stai puțin. Bună! Ai cont de YouTube? Aveți cont de YouTube? Îmi dai și mie subscriber-o frumos? Sunt influencer, fac vlog acum. Vreți să apareți cu mine în vlog? Ia mă, ține. Serios vorbesc. Stați puțin. Îmi spuneți și mie cum aveți pe Instagram? Da, nu. Sunt influencer. Da, nu. Nu vor, mă. Să mor eu. Frumoșii mei, nu știu cum să vă zic, dar nu vor. Mamă, să mă bată, mă. Ține de cameră. Țin. Uite, mă, camera mă place, mă. Camera mă place, mă jur. Mă jur pe mamaie. Hai, unde vrei? Unde se duce AVB-ul ăla? Cu metre, tigaia asta, să mă bată mama. Ia uite-le, mă. Da, mă, frumoșilor. Ia, stai puțin. Ia. Mamă, bă, dar nimeni nu vrea, mă, să facă cunoștință cu miu influencerul. Ce aveți, mă, nebunilor? Din coceni, mă. Mâncăm aici? Ce, mă? Mâncăm aici sau? Unde să mâncăm? Aici, în parcare. De ce aici? Păi, da, unde vrei să mâncăm atunci? Unde vrei să mâncăm? Păi, nu știu, aici. Nu, bine. Nu, numai acolo, în parcare, ziceam, mă, nebunule. Din coceni. Adevărat. Da, mă, frumoșilor, v-am pupat. V-am spus. Aveți link-ul meu de la Instagram în descriere. Alex Miu. El e fratele Niger. Aveți Instagramul lui în descriere. La fel, car vlog, frumușani, băutură, o seară cum să cade, corectă. V-am pupat, frumoșii mei. Toate cele bune. Ne vedem la următorul vlog.